Este ora 14. Informația acestei ore vine din Franța, unde ne aflăm în plină criză politică. Premierul și-a dat demisia în urmă cu doar câteva ore. Președintele Emmanuel Macron a respins această demisie pe motiv că țara trebuie condusă. După înfrângerea la alegerile legislative, Macron încearcă să-și găsească aliați pentru a guverna și nu e ușor. Chiar și Marine Le Pen, care a avut un scor bun la aceste alegeri, se declară surprinsă de rezultatele ei. Ne interesează ce se întâmplă în Franța, toată Europa este interesată de ceea ce se întâmplă acolo. Le mulțumesc invitațiilor mei de la această oră. În legătură directă cu noi este doamna Roxana Dascălu, jurnalist stabilit de mai bine de 4 ani în Franța. Bună ziua, doamna Dascălu, vă mulțumesc mult! Bună ziua! Îl salut de asemenea pe profesorul Cristian Preda. Bună ziua, domnule Preda, vă mulțumesc și dumneavoastră! Mulțumesc pentru invitație. Bună ziua! Doamna Dascălu, voi începe cu dumneavoastră. În urmă cu puțin timp, doamna Elisabeth Borne, premierul Franței, și-a dat demisia. Emmanuel Macron a respins această demisie. Motivul invocat public este acela că țara trebuie guvernată, chiar și în această perioadă de dinaintea negocierilor. Cât de gravă este de fapt această criză în Franța? Este o situație inedită. Nu s-a mai întâmplat asta de foarte multă vreme. Ca un președinte ales acum 2 luni, proaspăt ales, unui președinte să-i se refuze o majoritate. S-a mai întâmplat asta pe vremea lui Mitterrand. Deci de foarte, foarte multă vreme. Ce este dificil pentru Macron, care va trebui să mănânce, cum zic englezii, humble pie, adică să facă act de umilință sau de smerenie, ceea ce nu este în caracter, va fi că va trebui să meargă și în stânga și în dreapta, să găsească, așa cum spuneau reprezentanții guvernului său, să negocieze cu acele elemente mai moderate de la stânga și de la dreapta, o majoritate care să poată să-i permită să-și pună în aplicare programul de guvernământ. O lovitură puternică pe care a primit-o și care era, să spunem, de așteptat totuși, a primit-o din partea unui partid foarte lovit de Macron, și anume Partidul Le Républicain, care au dat președinte, 4 președinți ai Franței, a fost fondat de Nicolas Sarkozy, președintele Nicolas Sarkozy, care este sfătuitor al lui Macron. Ei bine, Christian Jacob, liderul acestui partid, și în seara alegerilor de duminică și astăzi când a avut discuții la Palatul Élysée cu Macron, a refuzat o coaliție, un guvern de coaliție, deci un sprijin pentru guvernul lui Macron. Menționez că în actualul guvern, al condus de Elisabeth Borne, guvernul, așa cum se spune în Franța, lui Macron, fac parte 4 miniștri care provin din la Republică, din republicani. Și anume 4 miniștri foarte importanți, portofoliul economiei, portofoliul de apărare, portofoliul internelor și portofoliul externelor. Provin din miniștrii republicani, iar partidul lui Macron a canibalizat mult, i-a canibalizat destul de mult pe republicani în ultima perioadă, încât aceștia nu sunt dispuși să îi acorde sprijin în acest moment. Doamna Dascălu, ne vom întoarce pentru că ați scris un reportaj foarte interesant în satul în care trăiți, unde oamenii au preferat să voteze majoritar cu Marine Le Pen. Domnule Preda, o situație inedită care nu s-a mai întâmplat de multă vreme, care e inconfortabilă pentru caracterul lui Emmanuel Macron. Înfrângerea asta vine și după ce Macron aici în România s-a trezit cu întrebări de genul: ce căutați în estul Europei când dumneavoastră aveți alegeri în Franța, ceea ce a generat și o ieșire aproape nervoasă a președintelui pe aeroportul Cogălnicean, un dialog cu jurnaliștii francezi. Cât de gravă e situația pentru negociatorul Emmanuel Macron, pentru unul dintre mecanicii, cu ghilimele, locomotivei Uniunii Europene, adică Franța?
E o situație, cum s-a spus deja, foarte penibilă pentru Macron. Acum o să fac un scurt istoric al problemei. François Mitterrand a fost președinte între 1981 și 1995. În cele două mandate, pe vremea era 7 ani mandatul, în cele două mandate a avut o perioadă de coabitare, adică atunci alegerile legislative au fost câștigate de adversarii săi, din partidul golist, se chema Rassemblement pour la République, și el a fost silit să aibă un guvern condus de Jacques Chirac, principalul lui adversar. Când Jacques Chirac a devenit președinte, a avut și el parte de o experiență asemănătoare, adică a avut urmarea alegerilor legislative un guvern condus de un socialist, pentru că socialiștii au câștigat atunci majoritatea. În ambele cazuri, coabitările, așa s-au numit aceste guvernări, dispuneau totuși de, în aceste două coabitări, pardon, guvernele dispuneau de o majoritate, pentru că o câștigaseră goliștii când Jacques Chirac a ajuns prim-ministru, au câștigat-o apoi socialiștii când Jospin a ajuns prim-ministru în vremea lui Chirac președinte. Ei bine, pornind de la aceste situații, în 2002, atunci când Jacques Chirac a câștigat al doilea mandat de președinte și când mandatul prezidențial s-a redus de la 7 la 5 ani, francezii au căutat o metodă prin care să evite coabitarea, adică să evite situația în care președintele are o culoare și majoritatea care susține guvernul are altă culoare. Pentru că li s-a părut lor că divizarea puterii în acest fel nu e sănătoasă. Și de asta, din 2002 încoace, deci vreme de două decenii, mandatele între timp s-au redus la 5 ani, de asta s-au făcut în ultimele două decenii alegeri prezidențiale și la câteva săptămâni după aceea alegeri legislative, pentru ca președintele proaspăt ales să capete și o majoritate în Parlament care să-i permită să facă politica pe care el o propune cetățenilor, fiindcă în Franța ăsta e jocul politic. Președintele conduce o majoritate. Ei, ce s-a întâmplat acum este că Emmanuel Macron nu a obținut această majoritate. Prim-ministrul, în mod tradițional, își dă demisia după legislative. Asta s-a întâmplat cu doamna Elisabeth Borne, pe care Macron tocmai o numise. A ales o personalitate de la stânga tocmai pentru a smulge voturi de la stânga în legislative în turul al doilea. Ei bine, voturile de la stânga n-au prea venit, pentru că ele s-au dus către alianța construită în jurul lui Jean-Luc Mélenchon, care este un radical de stânga, e grupul unde sunt comuniștii din Europa. Și aici Emmanuel Macron are o mare dificultate, pentru că a încercat acest pariu să obțină o majoritate cu voturile stângii, nu i-a ieșit și acum consultă diverse forțe politice pentru a vedea cine se va alătura deputaților pe care îi controlează prin alianța macronistă, cum se cheamă, și zilele astea, de azi încolo, se va vedea cine e dispus să participe la configurarea unei majorități. S-ar putea însă să nu aibă o majoritate stabilă, clară, adică să nu aibă încă 43 de voturi cât îi mai trebuie lui pe toată durata mandatului, astfel încât să fie silit ca pentru fiecare proiect de lege care ajunge la Adunarea Națională, grupul pe care îl vor forma aleșii săi, aleșii din Coaliția Împreună, să discute grup cu grup, la limită deputat cu deputat, pentru a vedea dacă obțin o majoritate. Da, o misiune penibilă, complicată. E complicată, asta se întâmplă. Asemenea desfășurări politice, asemenea acțiuni politice se întâmplă în alte țări cu democrații foarte solide, țările așa numite de democrații consensuale. În Belgia, în țările de jos, în Olanda, se întâmplă frecvent așa, dar nu în cultura politică franceză. În cultura politică franceză, președintele dă linia, dă direcția, majoritatea de care dispune în Parlament se execută. Rare au fost momentele în care acest dispozitiv n-a mers și se credea că urmarea a reformei de care v-am spus, alegeri legislative imediat după prezidențiale,
Asemenea situații vor fi evitate. Macron e de fapt în fața unei probleme pe care o au multe alte democrații europene. Deci nu trebuie să dramatizăm, să vedem acum o catastrofă. Franța rămâne o democrație foarte solidă și cred că va fi nevoie de mai multă reconciliere. Asta e chestia. Doamna Dascălu, în urma acestor alegeri, Marine Le Pen, contracandidata lui Emmanuel Macron, înfrânta din alegerile parlamentare, a luat un fel de revanșă. Spuneam că scrieți un reportaj interesant realizat în sud-vestul Franței, acolo unde oamenii au preferat să voteze cu Marine Le Pen. Da, este un teritoriu nou pe care l-a cucerit Rassemblement National, Reuniunea Națională a Partidului Marine Le Pen. L-a cucerit și la prezidențiale, l-a cucerit și acum la parlamentare, sud-vestul Franței, unde are un primar important la Perpignan, membru al Rassemblement National. Și în toată zona aceasta de sud-vest din regiunea Occitania, dar nu numai, unde s-a făcut o trecere și e foarte interesant de urmărit istoricul. În 2012 votau socialist, în 2017 la alegerile parlamentare anterioare au votat cu partidul lui Macron, care era o noutate și în care se puseseră mari speranțe la Republica Marș în 2017, după care a urmat criza gilets jaunes, care a afectat foarte mult Franța, 17 miliarde de euro cheltuiți pentru a rezolva această criză, după care au urmat 2 ani foarte grei de pandemie, care a fost destul de bine gestionată, dar iată că totuși criza economică lovește și puterea de cumpărare a francezilor, care au pus-o pe primul loc. Marine Le Pen a schimbat mult discursul și a devenit frecventabil, da. Să nu ne ascundem de cuvinte, pentru că pe scena politică franceză a apărut cineva mai rău decât ea, un lup mai rău decât ea, Eric Zemmour, care n-a avut succes în alegeri, dar al cărui discurs a făcut ca discursul Marinei Le Pen să devină mai echilibrat. Și a tentat foarte mult alegătorii. Mulți au gândit, am votat cu stânga, am votat cu dreapta. Acum, pentru că Macron e perceput de centru-dreapta, hai să totuși, deși pescuiește la stânga, hai să încercăm și Rassemblement National, și au mers pe... Dar ce a făcut pe oamenii din sud-est, care până acum nu sud-est erau fanii lui Marine Le Pen, să fie cotropiți de zona asta politică? Este și ce discutam cu oamenii de aici din zonă, cu alegătorii, nu neapărat simpatizați ai lui Marine Le Pen, dar mi-au explicat. Zona a fost industrială, s-a dezindustrializat ca o mare parte din Franța. Uh-huh. Înainte de dezindustrializare au venit muncitori din Spania, aici, uh-huh, din Portugalia, care au fost în mare acceptați de populație. Dar după aceea au început să vină din Maghreb și din Africa, din fostele colonii. Rasismul latent a devenit rasism primar și xenofobia s-a dezvoltat foarte mult. Deci discursul ei, un asemenea discurs pe care l-are Marine Le Pen, a prins foarte mult la temerile oamenilor. Domnule Preda, o ultimă întrebare. Ce se va alege de negociatorul Emmanuel Macron, cel despre care presa a scris că l-a sunat de 140 de ori pe Vladimir Putin, asta înainte să meargă la Kiev, nu știm dacă l-a mai sunat și după aceea, va fi copleșit de problemele interne, de problemele pe care le are în constituirea unui guvern, sau își va păstra, va reuși să-și păstreze și rolul acesta de factor de echilibru în chestiunea războiului din Ucraina? Ei, sigur, rolul Franței va rămâne sunt important în Europa. Să nu uităm că Franța este dintre statele membre singura putere nucleară, singurul stat care nu va construi de securitate, deci nu se schimbă acest statut pentru că va fi mai complicată negocierea majorității.
Ce riscă să fie pus sub semnul întrebării sunt cele câteva proiecte foarte ambițioase pe care le lansase Emmanuel Macron și prin recenta conferință privitoare la viitorul Europei. De pildă, chestiunea listelor transnaționale despre care s-a tot vorbit în ultimul deceniu și care părea să capete acum un profil și un sprijin mult mai consistent. Nu? Ideea de a avea deputați europeni care să fie aleși la scara întregii Europei, nu cum sunt acum în fiecare stat membru în parte. Asta s-ar putea să fie pusă la frigider, cum se spune în jargonul de la Bruxelles. Franța va rămâne un factor important, un actor important, pardon, în construcția politicilor europene. E adevărat că nu mai avem un cuplu sigur pe el, cum era acum 5 ani, nu-i așa, o Franță cu un reformator tânăr, viguros, admirat, și o Germanie cu experiența Angela Merkel. Avem la Berlin un cancelar mult mai puțin experimentat decât doamna Merkel, cu o schimbare însă de poziție radicală în privința Rusiei, și avem la Paris, într-adevăr, un președinte care e slăbit în raport cu autoritatea de care dispunea până la aceste alegeri și care n-a făcut foarte multe telefonuri lui Putin, adică am înțeles că reprezintă pe perioada președinției franceze a Consiliului Uniunii vocea Europei, dar nimeni n-a înțeles ce progrese s-au realizat urmare acestor conversații. Mm. În schimb, noi, România, am profitat de pe urma politicii franceze, pentru că Franța a venit aici cu trupe, a venit cu echipamente care să apere teritoriul României și nu doar al României. Deci cred că toți cei care din spirit antifrancez se bucură acum că Macron a încasat-o, uită că politica lui din ultimele luni a adus un plus de securitate semnificativ pentru România. Și eu cred că ar trebui să gândim în acești termeni foarte reci și să sperăm că Macron va fi suficient de puternic pentru a consolida o asemenea poziție în termeni de securitate. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Ne uităm la ceea ce se petrece în Franța, acolo unde sunt valurile unei democrații consolidate, ale unei democrații mari, care poate să facă față și unor situații atât de complicate. Ne întoarcem în țară însă. Domnul Dumitru Chiseriță, Asociația Energia Inteligentă, este în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule Chiseriță, s-a vorbit foarte mult despre dumneavoastră și despre raportul pe care l-ați realizat pe tema prețului combustibilului, despre profiturile pe care statul român le-a încasat în ultimul an, calculate de dumneavoastră, de Asociația Energie Inteligentă, le-a încasat din prețul combustibilului. Vreau să vă întreb, pentru că există și o componentă în analiza dumneavoastră legată de perspectiva unei raționalizări, a unei penurii a carburantului, cât de serioasă este această perspectivă? Este un element pe care nu trebuie să-l neglijăm. Nu avem în momentul de față neapărat niște indicatori clar că așa ceva va apărea, dar totuși sunt o serie de elemente la care trebuie să privim cu îngrijorare. Aceste elemente sunt legate fie de accesul la țițeiul rusesc al României sau altor țări care ulterior exportau în România produse prelucrate, fie de căile de acces al țițeiului către România, care însemna o parcurgere a unei conducte care se găsește pe teritoriul Federației Ruse și care în cursul zilei de ieri a intrat într-o mentenanță mai neprogramată, care poate să modifice aceste fluxuri, de ideea ca acel petrol care ajungea în România să fie mutat pe altă direcție, traversând trei țări și ulterior Marea Neagră, și care deocamdată nu reprezintă o rută foarte bine închegată și foarte stabilă, fiind destul de multe probleme de logistică acolo. Aspecte legate de faptul că două importante rafinării din Europa sunt în momentul de față oprite pe motive tehnice, cererea foarte mare de combustibil în Ucraina,
Toate aceste elemente sunt elemente care practic vor face ca petrol, care vor face ca țițeiul, respectiv benzina și motorina care există în momentul de față în centru și în sud-est Europei, cumva să se împartă la mai multe capete, respectiv cererea să depășească oferta. În aceste situații, potențiala apariției unei neuri este foarte mare. E interesant și ce se va întâmpla cu prețul gazului, domnule Chiseliță. Ne așteaptă o iarnă cu raționalizări? Deocamdată lucrurile sunt relativ stabile, sau mă rog, se văd relativ stabile. În funcție de cum vor evolua în partea a doua anului, există o posibilitate să discutăm de așa ceva. Deocamdată, magazinarea care este realizată în momentul de față și potențiala acțiune de a magazina până în sfârșitul lunii octombrie arată că vom atinge cel 80% din capacitatea de gaze din depozit, așa cum s-a preconizat și s-a cerut la nivelul Uniunii Europene. Deocamdată, livrările de gaze din import care vin din Ungaria sunt, să zicem, la un nivel satisfăcător. Este adevărat că România va rămâne dependentă de gazele de import în această iarnă, probabil dependență care va fi în jur de 20-25%, în funcție de modul în care reușește ca să-și asigure aceste gaze la iarnă, problema poate să fie rezolvată sau, din contră, putem să ne îndreptăm către o raționalizare. Și cum și-ar putea asigura gazele la iarnă, domnule Chiseliță? Sigur că iarna e departe și nu e în obiceiul românului să se gândească de pe acum, când vorbim despre caniculă și vacanțe, la ce va fi la iarnă. Dar haideți să fim noi excepția. Problema este în felul următor. Sursele de gaze naturale, altele decât cele din Federația Rusă, sunt foarte limitate și în general sunt deja contractate pe un interval de cel puțin un an, un an jumătate. Asta înseamnă că cel mai probabil noi va trebui să ne îndreptăm către furnizori care au astfel de contracte și să achiziționăm de la acești furnizori eventualul excedent sau să achiziționăm gaze naturale plătind mai mult decât plătesc actualii contractanți acestor furnizori. Este, în fapt, una dintre puținele situații pe care putem să le abordăm în situația în care gazele din Federația Rusă vor fi sistate în totalitate. Domnule Chiseliță, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Vă spuneam că este o agitație de nedescris pe aeroporturile din Europa din cauza lipsei de personal. Din ce în ce mai multe zboruri sunt anulate. Este motivul pentru care cei care pleacă în vacanțe în această perioadă riscă să întâmpine chiar și 3-4 ore, dacă nu chiar mai mult, de întârzieri la zborurile care ar trebui să ducă spre destinațiile de vacanță. Haosul a depășit Marea Britanie, chiar și pe aeroportul din București ajung avioane cu întârzieri de ore bune. Este o situație pe care o dezbatem alături de domnul Traian Bădulescu. Bună ziua, domnule Bădulescu! Vă mulțumesc mult. Cum se poate, adică la cât timp ne putem gândi că va dura acest haos din aeroporturi, pentru că numărul bagajelor crește de la o zi la alta, numărul întârzierilor acumulate de avioane, numărul orelor crește și el. Care e soluția pentru ceea ce se întâmplă în aeroporturile europene? Așa este, o perioadă destul de dificilă pentru industria aviatică, paradoxal dificilă din punct de vedere al creșterii traficului. Estimarea mea este că sezonul de vară vor fi probleme de genul acesta. Este o problemă care e întâmpinată nu numai în Europa, în toată lumea. Și, într-adevăr, cum ați spus, un motiv este acela că s-a diminuat cantitatea personalului. E drept, în pandemie, cele mai afectate, sau printre cele mai afectate industrii au fost cea a turismului și călătoriilor, inclusiv agenții de turism și hoteluri, plus industria transporturilor, și aici, în primul rând, industria transportului aerian. Bine, întârzierile, grevele, aglomerația
nu vor fi neapărat regulă, dar sunt excepții mult mai multe decât anii trecuți. Dacă stăm bine să ne amintim și anul precedent, când în Europa au fost anumite relaxări, nu chiar ca în acest an, la fel a crescut traficul pe aeroporturi și au mai fost întârzieri. Pasagerii e bine să-și cunoască drepturile în primul rând. Compania aeriană, în cazul unei întârzieri mari, dacă este vina companiei, poate fi o situație să fie aglomerație mare în aeroport și să piardă avionul de pasagerul. Nu mai e vina companiei. Și ca un sfat, ca o paranteză, le recomand turiștilor, dacă au conexiuni între zboruri, să-și ia totuși o marjă de mai multe ore, nu o oră, două, și să vină mai devreme la aeroport. Există o companie românească care, din data de 30 aprilie, de când s-au ridicat restricțiile impuse după pandemie, a acumulat peste 100, de fapt peste 11.000 de zboruri anulate. Deci a anulat peste 11.200 de zboruri. Ce pot face oamenii în situația asta? Da, așa este. E drept, sunt mai multe companii aeriene care, dacă anunță pasagerul cu minim 14 zile înainte, le oferă doar varianta reprogramării zborului, dar dacă anunță cu mai puțin timp înainte, trebuie neapărat să ofere o compensație. De obicei, companiile aeriene pot oferi returul, pot returna banii în cont, pot reruta zborul, bineînțeles cu acceptarea noului program din partea pasagerului, dar există și companii specializate în asistarea pasagerilor pentru obținerea despăgubirilor. Pasagerii trebuie să știe că chiar dacă o companie aeriană i-a oferit o alternativă unui pasager, dar a întârziat câteva ore bune și pasagerul poate a pierdut o altă conexiune, companiile pot acorda compensări de până la 600 de euro de pasager și aceste firme, bineînțeles, contra unui comision, pot să se ocupe de la A la Z de rezolvarea acestor probleme. Oricum aș sublinia că la ora actuală mai sigure sunt cursele charter, pentru că vorbim de curse închiriate direct de către tur operatorii români, doar că aici avem o limitare, pot spune, pentru că aceste curse merg doar către destinațiile de bază de vacanță, precum Turcia, Grecia, Egipt, Spania și altele. Da, iar haosul nu e doar în aer, în cer, ca să spun așa, nu se referă doar la traficul aerian, ci și la cel rutier, pentru că sunt vămi blocate și sunt în continuare timp de așteptare foarte mari, chiar și la ieșirea către Grecia. Așa este. Din păcate, aceste probleme nu le întâmpinăm numai la granița României sau României pune cu Bulgaria și se întâmplă și la granița Bulgariei cu Grecia. Până la urmă, în ghilimele, n-am putea spune că autoritățile trebuie luate prin surprindere. Este normal că vara turiștii circulă mult mai mult și aici și Asociația Națională a Agențiilor de Turism, de exemplu, a demarat discuții și cu Ministerul Turismului din Grecia și românilor și turiștilor în general și a promis că se vor găsi soluții. Soluția cea mai simplă este crearea de mai multe culoare de trecere și mărirea numărului personalului, până la urmă, că altfel vom asista la cozi. Cu dumneavoastră, discutam undeva în preajma sărbătorilor pascale despre vizita oficialilor din turism greci care veniseră la București, da, să fluidizeze împreună cu cei de la MAE situația în așa fel încât oamenii să nu mai rămână blocați ore în șir cu bagaje, copii, animale, ce transport, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani. Da, dintre promisiuni, autoritățile le ne-au eliminat toate restricțiile, ceea ce s-a și întâmplat de la 1 mai, dar pe alocuri, nu mai sunt chiar ca anul trecut, dar pe alocuri mai sunt probleme la punctele de frontieră, dar bine, n-am auzit de probleme chiar grave să se stea foarte multe ore, cel puțin la punctele de frontieră. E totuși începutul, n-a venit luna iulie, sezonul vacanțelor de vârf, iulie, august. Vorbim despre sfârșitul lunii iunie. Da, să vedem ce se va întâmpla. Autoritățile elene, de exemplu, și respectiv cele din România și Bulgaria. Să sperăm că vor mări numărul personalului și vor lua măsuri, așa cum au și spus în trecut. De exemplu, la ora actuală mai sunt probleme. La podul de la Ruse sunt probleme destul de mari. Nu se comunică între cele două puncte de frontieră, cel românesc de pe malul nostru al Dunării și celălalt. Ne-au semnalat mai multe agenții de turism, pentru că la ora actuală o parte din pod este și în reparații și dacă trec multe tiruri, mai multe decât în capul pe pod și stau la coadă și alte tiruri, autocarele și automobilele au de așteptat mult mai mult.
trebuie să ne gândim că e un punct de frontieră esențial, cel de la Giurgiu-Ruse, pentru că vorbim și de trecerea din România, Bulgaria și invers, dar și accesul către Grecia și către zona balcanică. Domnule Bădrescu, și acolo trec numai români. Este, poate, putem vorbi despre vara cu cea mai mare criză a transportului în sezonul vacanțelor de până acum? Bine, o criză generată, după cum vedem, de lista de personal și de boom-ul numărului de pasageri, respectiv de turiști. Dar era de așteptat. Odată cu eliminarea restricțiilor, e normal că avem o creștere mare. Pe anumite destinații a fost chiar egalat în anul 2019 sau pe anumite curse aeriene, după cum au spus chiar responsabilii de aeroporturi. Se vede o creștere mare din nou. Doar că personalul a rămas totuși la nivelul anului trecut. Ar trebui angajat mai mult personal la toate punctele de frontieră și pe aeroporturi. Mulțumesc foarte mult, Traian Bădurescu, pentru intervenția dumneavoastră, purtător de cuvânt al ANAT. Haos așadar, nu doar în aeroporturi, ci și în vămile prin care ieșim către Bulgaria, către Grecia în sezonul vacanțelor. Vom vedea care va fi soluția. Ne întoarcem după o foarte scurtă pauză, pentru că știu că nu vreți să auziți asta, dar COVID-ul se întoarce. 100.000 de cazuri în Germania și în România, autoritățile sanitare atrag atenția în legătură cu o înrăutățire a situației pe acest front. Vom vorbi de asemenea despre victoria lui David Popovici, campionul la 17 ani, și despre condițiile în care se antrenează copiii care vor să facă performanță în natație, un sport deloc privilegiat în România, mult mai preocupată de alte sporturi mainstream. Ne întoarcem după o scurtă pauză. O vară între holeră și COVID, autoritățile sanitare sunt în alertă în Republica Moldova, unde s-a descoperit pe o plajă de pe malul Nilului, de pe malul Nistrului mai ales, vorbim despre Republica Moldova, o bacterie extrem de periculoasă. Doamna Carmen Dorobăț, doamna doctor Carmen Dorobăț este în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua, doamna doctor! Vorbim despre holeră în anul 2022, pare complet anacronic. Cum e posibil? Bună ziua! Nu știu dacă trebuie să folosim cuvântul anacronic. În momentul în care avem perioade în care nu mai ținem seama de condiții de igienă, în care apare un grad de promiscuitate și în situația nefericită în care se află zona de la estul țării noastre, pot fi astfel de scăpări în ceea ce privește viața noastră de zi cu zi, da, poate apare holera, care este din fericire o boală bacteriană și spun din fericire, pentru că în felul acesta poate fi imediat administrat antibiotic și în felul acesta sursa de infecție este rezolvată, iar pe de altă parte, fiind o boală cu transmitere digestivă, telespectatorii dumneavoastră trebuie să înțeleagă că nu se va transmite ușor, cum a fost în pandemie valurile cu SARS-CoV-2, ci fiind o boală cu transmitere digestivă, este vorba de un număr mai mic de persoane ce pot fi afectate la o sursă de infecție. Doamna doctor, avem în apropierea României acest posibil focar. Cum se transformă? Putem vorbi despre un focar? Cum poate deveni un focar? Da, probabil că în zona respectivă vorbim de la un focar, din câte știu eu, este vorba de apă contaminată. Și apa contaminată poate fi o sursă pentru persoane care consumă apă din zona respectivă sau fac baie în apa respectivă, pentru că apa intră, poate chiar fără să vrei, în nară, în gură. Ei, așa sunt lucrurile, da, poate fi vorba în zona respectivă de un focar, dar să nu înțelegem că aceasta se va răspândi cu repeziciune spre granița noastră. Fără îndoială că trebuie să fim atenți la tot ceea ce înseamnă condiții de igienă, dacă ne vom duce în zona respectivă cu atât mai mult,
Iar persoanele care trec de acolo granița spre noi trebuie să prezintă o stare de sănătate bună. Avem destul de multă îngrijorare în Europa Occidentală, acolo unde în Germania, de exemplu, numărul cazurilor de COVID a atins 100.000 pe zi. Am auzit și în România autorități sanitare care atrag atenția în legătură cu o creștere a numărului cazurilor de COVID. Trebuie să fim din nou pe poziții, doamna doctor, în ceea ce privește COVID-ul? Nu trebuie să fim pe poziții, nu trebuie să uităm că el există. Și noi, infecționiști, am spus întotdeauna că o pandemie nu se sfârșește brusc cum a început. Pandemia va mai exista cu momente de respiro, cum de regulă este în sezonul cald. Însă, categoric, în momentul în care avem de-a face cu aglomerații, în momentul în care avem de-a face cu persoane care tușesc, care strănută, este bine să evităm și categoric în spațiile închise cu risc să purtăm mască. Să purtăm mască în condițiile în care, după cum spuneam, 100.000 de cazuri de COVID pe zi în Germania, la noi câteva sute, ne putem aștepta la o creștere a numărului de cazuri? Datorită mobilității populaționale care este inerentă în această perioadă de timp și trebuie să recunoaștem că este vacanță și trebuie să ne bucurăm de vacanță, da, putem să asistăm la o creștere a numărului de cazuri. Dar, din nou spun aceasta, nu trebuie să reprezinte o panică, ci pur și simplu trebuie să ne aducem aminte că în anumite momente putem avea în jur contacți care au această infecție și, dacă vrem, putem să ne și păzim. Mulțumesc foarte mult, doamna Dorobăț, pentru intervenția dumneavoastră. Foarte interesantă observația doamnei doctor. Focarul de holeră se poate dezvolta și din această sursă de apă contaminată, apă infestată. Vă reamintesc că un focar de holeră a fost descoperit pe malul Nistrului, în Republica Moldova. Avem și un motiv de bucurie, victoria lui David Popovici, campionul mondial la 16 ani, care nu încetează să uimească lumea. Românul David Popovici, un exemplu pentru generația sa. O legătură telefonică directă cu Dan Bucura, colegul nostru Dan Bucura. Bună ziua, Dan, mulțumesc mult pentru intervenție. Bună ziua. Ne bucurăm, dar în același timp ne amintim că natația nu este un sport pe care autoritățile să-l încurajeze în mod special. Pe copiii aceștia care fac natație îi susțin părinții, îi susține ambiția lor personală, efortul pe care îl fac, dar nu e nici de cum un sport răsfățat sau un sport ale răsfățaților României, natația. În primul rând, Laura, hai să ne întrebăm, apropo de modul în care ai început tu, ce sport mai susține România astăzi, fiindcă nici cele fanion, nu știu, fotbalul, gimnastica, nu mi se pare că mai sunt sub nicio formă susținute oficial, instituțional de statul român sau de federațiile acestea create cumva, hai să nu spun ilegal, dar bizar în România. În cazul lui Popovici, vreau să vă spun un singur lucru apropo de asta și poate avem și noi vină. Noi, presa generalistă, mai puțin, dar aceea de sport în principal. Dincolo de faptul că acest eveniment, la care se știa că avem șanse mari, sigur, nu de anvergură atât de mare, dar se știa că avem șanse mari să câștigăm, acest eveniment a fost transmis de o singură televiziune de nișă și nimic mai mult. Unde era, de exemplu, televiziunea română, aia care e plătită din banii noștri ai tuturor? Unde erau cele de sport care să simtă fenomenul și să se sesizeze că, până la urmă, și lucrurile astea sprijină sub o formă sau alta, nu neapărat că îl sprijinau pe David în acea competiție, dar încurajau românii și să se uite, tinerii să prindă drag de orice tip de sport și să se bucure de rezultate. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat. La un sfert de oră după rezultat a apărut prima știre pe un canal sport. Dar mai sunt și unii care spun, natația nu face audiență, natația nu e fotbal. Nu ne adunăm cu toții
în fața televizorului să strigăm, da, hai România. E, da, sunt de acord. Dar cei care spun, celor care spun lucrul ăsta, le recomand să stea astăzi pe Facebook și să vadă dacă există, cred că e plin, geme Facebook-ul de imagini, de flash-uri, de poze cu David, cu, de comentarii, de rupe acest subiect. A, deci acum e subiect pentru că un om pe efortul lui, pe munca lui a ajuns acolo unde a ajuns. Acum ne place unora să îl comentăm. E, aici e problema, da? Apropo și de, de traseul acestui copil minunat. Spune presa sportivă, spun cei de acolo. Eu nu am făcut investigații, dar înțeleg că și în pornirea lui a avut niște mici probleme. A început la clubul Steaua, până la urmă acolo cei de acolo nu l-au dorit, a ajuns la Dinamo. Până la urmă, din fericire, el nu practică un sport scump. Asta e marele avantaj. Marii noștri notători au nevoie doar de un loc unde să se antreneze și cam atât. Nu necesită o logistică complicată și niște investiții foarte mari. Cu toate astea avem niște oameni minunați în zona notului, cum bine știm cu toții. Camelia Potec, Paul Georgescu, marele notător în ape reci și așa mai departe, în apele libere. Sunt performanțe pe zona asta, dar cred că și din cauza sau datorită, dacă vreți că e mai mult benefic, faptului că, așa cum am spus, costurile pentru a te antrena și a ajunge la performanță sunt mult mai mici și le pot susține tinerii și familiile lor până la urmă, până la... Dan, poate că ar fi mult mai mulți copii ale căror talent ar fi o sursă de bucurie pentru noi dacă bazinele ar fi mai multe. Și uite, eu nu știu ca vreo primărie să-și pună un banner: acest bazin de not a fost finanțat cu mândrie de primăria sectorului X și așa mai departe. La noi primăriile, după cum bine știi, susțin echipe de fotbal, nu susțin înnotători, scrimă, șah sau alte sporturi. Dacă prin această susținere am fi fost cu fotbalul la nivel european, ce ar fi fost bine. Ok, lăsăm aceste cenușerese, sportul ăsta mai puțin, care face mai puțin audiență pe locul 2 și aveam performanță dincolo, dar nu vedeți că în celelalte suntem praf. Adică tot ceea ce susțin, și susțin prost din punctul meu de vedere, finanțează prost toate aceste administrații, este un dezastru. Iar talentele și surprizele și rezultatele apar taman unde nu te aștepți. Inclusiv, de exemplu, pe ski biatlon avem o fată extraordinară, pe Ana Chel, care la fel, fără niciun ajutor, nici din partea federației, nici din partea statului. Ce nu-mi place mie este modul la care se dedulcesc cât se poate de grețos marele figuri de stat în țara asta la personajele acestea, la oamenii aceștia extraordinari, care ajung undeva. Acum o să vedeți când o să vină David în țară, el o să stea foarte puțin, apropo, și asta e bine să spunem oamenii, o să stea foarte puțin în țară, vine duminică seara și pleacă mai departe pentru că are europenele, continuă epopeea sa, da? O să vedeți cum o să sară pe el toți, de la ministrul sporturilor, la toți politrucii ăștia, să facă o poză, să-i spună, să-i promită, să-i dea o decorație, o insignă, o ceva, o... E ușor grețoasă toată această chestiune. Până acum, până să apară, nimeni n-a sărit pe el să-i spună: ești un tânăr de talent, vrem să investim în tine. Acum e vedetă, e bun, inclusiv electoral. Da, la acest aspect cu siguranță nu-l vor scăpa oamenii politici. Despre povestea acestui tânăr căruia nu-i stă nimeni în cale pentru moment și care acumulează victorie după victorie, veți afla mai multe în jurnale pe parcursul zilei pe B1 TV. Dan Bucura, mulțumesc foarte mult pentru intervenția ta, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Urmează Politica Zilei cu Ioana Constantin. Noi ne revedem mâine de la ora 13 la News Pass. Să aveți o după amiază liniștită!